Bună seara, stimați telespectatori! E joi seara, ora 19, o nouă emisiune Descoperă și datează. Spre surprinderea unora dintre dumneavoastră, cel care produce emisiunea și prezentatorul acestei emisiuni, Constantin Inel, nu este astăzi. M-a rugat pe mine să-i țin locul, Liviu Zgârciu, istoric la Muzeul Național al Lumirii. Și în seara asta vreau să vă propun o temă extrem de atractivă, interesantă. O să vorbim de unul dintre cele mai reușite proiecte de reconstituire istorică, zicem, din România, Garda Apulu. Tocmai de aceea am ca invitat în această seară pe colegul și prietenul meu, istoricul Tudor Roșu, de la Muzeul Național al Unirii. Bună seara! Bună seara, Tudor, și bine te-am regăsit! Bună seara tuturor spectatorilor! Așa, pentru început, să ne cerem scuze, cred că n-am mai fost într-o emisiune în direct de ceva timp, cred că tot cu mine. Nu mai știu, dar tot aici, în același platou. Da, la ora de cultură, când am vorbit despre Horea. Se poate, dar parcă am mai fost totuși de atunci. Acum cu vârsta mai și uiți. Da, cu vârsta mai și uităm. Când vorbești cu vârsta, te referi la tine, bănuiesc. Bun, vorbeam de unul dintre cele mai reușite proiecte de reconstituire istorică din România antică, vorba de Renactment antic roman, Garda Apulum. Cred că aici la masă sunt două dintre personajele care au pus bazele acestui proiect, mă includ și eu aici în proiectul ăsta. Un proiect care se derulează de ceva ani și care are un succes care, cinstit pe mine, câteodată mă surprinde. Nu mă așteptam ca într-un scurt timp să ajungem la nivelul ăsta și dacă toți suntem în martie, putem spune că deja a început anul. Hai să vedem ce a fost anul ce a trecut, 2016, pentru Garda Apulu. Așa, ca să folosesc un clișeu, aș spune că anul 2016 a fost mai rodnic decât anul 2015 și mai puțin rodnic decât ce va să fie 2017. Asta ne dorim. 2016 a însemnat, ca de obicei, o serie de festivaluri la care noi am participat, festivaluri de reconstituire istorică din țară, din străinătate. Asta e rețeta clasică. Avem undeva la 25 spre 30 de reprezentații locale aici la Alba Iulia, ca în fiecare an, și cam tot pe atâta reprezentații, sau poate un pic mai puține, în afara orașului Alba Iulia, în țară, și câteva reprezentații, câteva festivaluri la care am participat și în străinătate. Anul trecut am participat, dar cu un efectiv mai redus, în Belgia, unde a fost nevoie de noi, la Bruxelles. După aceea, la festivalul de la Augusta Raurica, de lângă Basel, în Elveția, acolo iarăși un efectiv redus de oameni. Am trimis ca să fim reprezentați orașul Alba Iulia, Garda Apulum, să fie reprezentată și acolo. Și în fine, în luna noiembrie, ne-am dus într-un efectiv mai mare în Polonia, la Piła, în zona de nord, așa mai spre graniță cu Germania. Acolo ne-am dus cu aproape tot efectivul disponibil în ideea viitoarei înfrățiri dintre Alba Iulia și Piła, care se va semna, probabil se preconizează pentru anul acesta. Sigur, e un an încărcat, a fost un an încărcat și din perspectiva faptului că noi nu facem din asta o profesie neapărat. Adică cel mai aproape suntem noi de acțiunile acestea, ca profesie, lucrând la Muzeul Național al Unirii. Însă, marea majoritate a oamenilor care se echipează în daci și romani, vedem acum pe ecran, sau gladiatori, sunt voluntari, sunt oameni care în viața de zi cu zi au cu totul alte preocupări. Și să nu uităm și frumoasele domnișoare. Văd peste băieții dezbrăcați ai trecut. Este vorba de gladiatorii școlii Ludus Apulensis. Cred că una dintre, dacă am spus de trup în context național, avem un cuvânt greu de spus în ceea ce înseamnă momentele astea de reconstituire istorică. În ceea ce privește trupa de gladiator, cred că cu ea oriunde în Europa putem merge la orice eveniment și nu ne facem de râs. Nici cu nicio formațiune, cu nicio parte din trupă nu o să ne facem de râs, și pentru că
Activitatea asta de reenactment de obicei o fac voluntari. Așa s-a încetățenit, așa s-a obișnuit lumea până la urmă peste tot în lume. Oamenii care fac lucrurile astea fac în mare parte pe cont propriu. Adică sunt oameni pasionați de istorie, în mare parte bărbați, care în loc să meargă la pescuit ca să scape de nevasta de acasă, se îmbracă în armură și fac pe dacii romani, da, și sigur toate perioadele istorice în funcție de pasiunea fiecăruia. Vedem pe ecran și o parte din trupa noastră de copii. Ești cel mai tiner dintre voluntarii noștri, Comozăi Maida. Spunem celor care se uită acum la televizor, la aceste imagini, sunt imagini din tradiționalele noastre spectacole de vinerea. Și ceva mai înainte se văzuseră și foarte mulți din public, foarte multă persoană din public. Și ceea ce este extrem de interesant de spus, de fiecare dată când avem spectacol vinerea în Alba Iulia, una din primele întrebări este cea legată de unde provin cei din public și până acum cred că în cel mai multe din cazuri, 80 chiar poate mai bine din procentele celor din public sunt veniți din afara orașului, din afara județului. Foarte mulți veni special. Da, avem și un public autohton fidel, ceea ce ne bucură în egală măsură, că sunt oameni care vin săptămână de săptămână, chiar dacă o parte din spectacol, n-aș spune mare parte, dar o parte din formatul spectacolului se repetă. Noi avem, să zicem că lucrăm așa modular, avem niște secțiuni, niște momente pe care le mai și repetăm de la o săptămână la alta. Și apropo de aceste reprezentații, aș spune și faptul că noi suntem cumva diferiți față de alte trupe care fac reenactment, reconstituire istorică, profesionalizând cumva domeniul ăsta. Faptul că apărăm în fiecare săptămână, în fiecare vineri, timp de aproape 6 luni sau 6 luni câte au fost anul trecut, deja înseamnă profesionism. Ceea ce alții reenactori nu fac. Și noi venim și cu aceste povești, aceste scenarii pe care le aducem în fața publică, adică nu facem doar poză. Încercăm să și livrăm un text, o informație istorică, pe care, spre surprinderea noastră, publicul o reține de cele mai multe ori. Acum, asta și în funcție de așteptările, de pregătirea publicului, da? Ești uneori surprins să constați că oamenii țin minte de la o reprezentație la alta ce ai spus, ce însemna armata romană, etc. Da, și mai mult decât atâta, ceea ce se întâmplă la Alba Iulia cu această trupă de dași romani, gladiatori și dansatoare, Garda Apulum, cum este cunoscută sub denumirea generalizată, a devenit un brand al orașului, al județului. Prin participările noastre diverse în țară, când suntem văzuți, uite trupa din Alba Iulia, uite garda romană din Alba Iulia. Lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure și mai ales să ne dorim să avansăm, să evoluăm, pentru că marele pericol într-un astfel de proiect este să te mulțumești cu nivelul la care ai ajuns și să nu încerci sigur să aduci în permanență ceva nou. Și mă îngrijorează că nu prea avem dușmani. Ăla e etalonul succesului, în momentul în care se... dă puțin și... Dușmani sau concurență? La ce te referi? Dușmani. Concurență e bine să fie, dar nu prea este nici concurență. Da, într-adevăr, și avantajul nostru, pentru că ne aflăm într-un oraș istoric, un oraș încărcat de istorie, un oraș în care ceea ce înseamnă patrimoniul antic, patrimoniul roman sau patrimoniul dacic în ceea ce privește județul, este extrem de spectaculos și care așteaptă să fie pus în valoare. Și noi tocmai asta facem, încercăm să-l punem în valoare într-un alt fel, folosind o poveste, o poveste vie, o poveste de istorie vie. Da. Scuză-mă că te întrerup, aș sublinea și eu ideea aceasta că patrimoniul roman de la Alba Iulia este unul deosebit, extrem de mare, de important și până acum câțiva ani, până la renovările ce au avut loc în cetate, acest patrimoniu nu era vizibil. Știm de la călătorii străini care, de exemplu, vizitau Alba Iulia în secolul al XVI-lea că orașul de atunci era mult mai mic decât se întindeau ruinele romane, care la vremea erau încă vizibile.
și tot se minunau de cât, de cât de mare, imens a fost acest oraș în timpurile de odinioară, care pentru ei nu erau prea clare atunci. Ei, acum încoace, până acum câțiva ani, nu erau vizibile în Alba Iulia decât poarta sudică, poarta castrului, poarta principală izdextra, o parte din ea acolo. Aceste proiecte care s-au derulat în Alba Iulia au pus în lumină și principia castrului, parte din via principalis și alte zone mai mici. Patrimoniul acesta, iată, se îmbogățește. Nu e suficient să stai pe o bogăție, trebuie să o și scoți și să o pui în valoare. Da, într-adevăr trebuie să o pui în valoare. Să nu uităm de obiectele de acest profil care se găsesc în expoziția de bază a Muzeului Național al Unirii, foarte multe. Noi la spectacolele noastre în permanență amintim despre lucrurile astea și în același timp trebuie să spun ceva pe care o să-l repet sau o să repetăm până la sfârșitul emisiunii de 3-4 ori. Noi în continuare așteptăm voluntari, așteptăm persoane interesate să facă parte din acest proiect. Cred că e mai simplu să facă parte din rândul romanilor și al dacilor decât din rândul gladiatorilor. Acolo este o altă poveste, este mai complicat. Dar dacă sunt persoane interesate care vor să facă parte în acest proiect, acum este timpul să vină, găsesc multe informații și ne pot contacta. Avem și o pagină de socializare, Facebook, Garda Apulum. Acolo ne pot scrie un mesaj și vedem dacă se încadrează în ceea ce ne dorim noi, pentru că și aici avem anumite standarde, mai ales în zona romană, legionarilor romani, și trupa când s-a înființat, iată că facem 5 ani să facem, cred că în da, anul acesta. Cam 5 ani. Și atunci am avut niște condiții destul de stricte, înălțime, înfățișare, cunoștințe. Toate acestea trebuiau să fie combinate și să dea un produs finit bun care să pună în valoare echipamentul unui legionar roman. Da, e nevoie de lucrurile astea. Asigur, criteriul principal, aș spune, e pasiunea pentru istorie, pasiunea pentru Alba Iulia. Noi la vremea respectivă am dat niște teste pentru că nu puteam măsura altfel nivelul de pasiune. Însă, sigur, și înălțimea, pentru că formația e la 1,80 m, 1,82 m, cam acolo e media, și atunci dacă e unul mai micuț, din păcate nu se potrivește cu restul trupei. Dar, repet, pasiunea pentru istorie trebuie să primeze, nu e vorba doar de bărbați înalți și femei frumoase. Nu sunt atât de simple lucrurile. Și oameni dedicați până la urmă, care să aibă și un pic de timp liber, de asta avem nevoie. Oameni dedicați care să vrea să facă treaba asta pe termen lung. Să nu trebuiască să renunțăm după o săptămână, o lună la ei și așa mai departe. Deci să-și poată dedica timp acestui hobby până la urmă și să aibă și disponibilitate pentru deplasări, să poată lipsi de acasă, mai văd de ce, cum își mai mint nevestele, revin la tema asta. Mergem și anul acesta, se preconizează mai multe deplasări, o să vorbim ceva mai acolo despre ele. Ideea e că se poate lipsi și 3-4 zile de acasă. Da, și ceea ce aș vrea să subliniez legat și ce ai spus tu acum, toate lucrurile astea se fac în timpul liber, se fac în afara programului. Chiar și noi suntem voluntari în acest proiect. Spectacole de vineri au loc undeva la orele 19. Mare parte din acțiuni au loc în weekend. Plecăm vineri seara după spectacol câteodată sau sâmbătă dimineața pentru a ajunge în localitățile unde au loc evenimentele. Și ceea ce ne bucură, dacă până anul trecut, aș putea zice, mare parte din evenimentele de acest fel, festivaluri de reconstituire istorică antică, aveau loc doar în Transilvania. Și să n-aibă tatuaje ca Flama. Da, el este un personaj interesant, dar îți dau o veste proastă și am mai făcut vreo 2-3, nu știu, o să trebuie să căutăm un echipament de gladiator. Să-l acoperim. Când a venit în trup aveam mai puține. Da, ceva, să nu uităm ceva de un gladiator care trebuie să fie îmbrăcat tot, un fel de mumie egipteană, să o vedem noi. Da, ei sunt gladiatorii noștri, ce aveam aici, un retiarus, nu? Și un murmilonus, da. Avem în momentul ăsta, cred că, 6 gladiatori,
spuneam, pentru voluntarii care își doresc să facă parte din școala de gladiator de la Alba Iulia, Ludus Apulensis, vă uitați la aceste imagini și cam vă dați seama ce condiții ar trebui în primul rând să îndepliniți pe lângă pasiune. Spuneam că în afara Transilvaniei erau foarte puține evenimente de acest fel până anul trecut. Iată că în ultimul timp au început să apară mai multe orașe din sud, din est, care sunt interesate de tipul ăsta de evenimente, încearcă să-și, mai ales dacă au și o istorie locală legată de perioada antică, în sud și în est, mai mult pe zona dacică, încearcă să le pună în valoare, oferind tipul ăsta de festival, de eveniment. Așa s-a întâmplat anul trecut la Piatra Neamț, la Buzău, unde noi, trupa Garda Apulum, a reușit să creăm și acolo două evenimente care, iată că anul acesta, oamenilor de acolo le-a plăcut și anul acesta suntem chemați pentru a continua ce am început anul trecut. Și acum hai să facem trecerea, am vorbit de nou 2016 și hai să vedem ce ne așteaptă anul acesta, că iată mai este o lună și începe, cred că, cel mai mare festival de acest gen din România. Apropo de ce ziceai, Transilvania a constituit un motor al acestor festivaluri, dar să sperăm că acum că cei din afara arcului carpatic cresc, să nu scădem și noi aici în Transilvania. Cele mai vechi festivaluri sunt Festivalul Cetăților Dacice, Perionegment Antic, făcut aici în județul Alba, Festivalul Antic Tomis, Festivalul de la Porolisum, Festivalul nostru deja, Dacfestul, pardon, ăla este al doilea ca vechime. Și acum, cum spuneai, apar aceste festivaluri importante la Piatra Neamț, la Buzău, Și în alte părți. În 2017 aceste festivaluri pe care le aminteam, Buzău, Piatra Neamț, sunt la ediția a doua. Festivalul nostru, Festivalul Apulum, este la ediția a cincea. Ne place să spunem că este, dar suntem și îndreptățiți să o facem, este cel mai mare festival de reenactment antic din România. Aș face o precizare. În condițiile în care festivalul de la Sighișoara a dispărut, nu știu, anul trecut nu s-a organizat, eu zic că e cel mai mare festival de reenactment din România. În general, acela. Da. Și ne lăudăm și cu o prezență masivă din străinătate. Am încercat să ne respectăm blazonul în sensul acesta. Am avut mereu invitați din Bulgaria, din Italia, din Croația. Avem anul acesta și din Germania câțiva oameni, vin și aceleași trupe care veniseră anul trecut, o parte dintre ele din Italia, cea mai veche trupă de gladiatură, deci cei care reconstituie gladiatura, luptele de gladiatori, și cei mai buni, am spune, sunt cei de la Institutul Ars di Micandi din Milano, oameni care au lucrat ani de zile, au făcut și partea istorică, partea științifică la anumite filme, gen Gladiatorul, deci oameni care știu ce fac. Asta ar fi festivalul nostru. Celelalte festivaluri își propun de asemenea să crească. E bine că oamenii nu vor să se oprească la un anumit punct. Cam toată lumea și-a propus să crească, dar să crească aceste festivaluri la modul sănătos. Adică dacă anul trecut ai avut 200 de daci roman gladiatori, anul ăsta să ai 220, 230. Sigur, și la toate capitolele putem vorbi de astfel de creșteri. Inclusiv publicul ne dorim să fie. Poate cu... Oricum, în ceea ce privește Festivalul Roman Apulum, despre care am început să vorbim, să spunem data lui, 28 aprilie, 1 mai, va fi un festival și, de fapt, care sigur va atrage public, pentru că în ultimii ani Festivalul Roman Apulum a adus public din ce în ce mai numeros. A fost un trend ascendent al numărului de persoane care au venit să vadă festivalul.
Ce ați văzut până acum sunt imagini de la primele ediții, pentru că locațiile s-au fost mutate până să ajungem la locația pe care o folosim anul acesta și pe care am folosit-o ultimele două ediții. E vorba de cele două platouri, platou situat între cele două catedrale, între Catedrala Ortodoxă și Catedrala Romano-Catolică, pe care o să-l folosim iarăși pentru zona de scenă, zona bătăliilor, zona prezentărilor. Și celălalt platou, înspre poarta a treia, pe care îl vom folosi pentru amenajarea taberelor și atelierilor. Ai spus de trupe străine care vin la festival. În premieră va fi o trupă din Italia, care va veni pentru prima dată în România și pentru prima dată la festivalul nostru. Uh-huh. Este o trupă din Roma. Vor mai veni, nu știu, cred că n-ai spus de colegii noștri croați, care... I-am menționat la un moment dat, da, ei vin de la Split, acolo unde Diocletian și-a trăit ultimii ani ai vieții și a avut un palat care se păstrează și astăzi, parte din el, un palat impresionant, sunt paznicii acelui palat. Din Bulgaria vin o trupă de la Dobrici, din zona litoralului bulgăresc, aceiași care au fost și la precedentele două ediții, o trupă serioasă, o trupă numeroasă, printre cele mai bune din sud-estul Europei, mai ales pe partea de reconstituire de echipamente, foarte migăloși în ce privește reconstituirea aceasta. Mai vin din România, să nu uităm, Terra Dacica Eterna, ei au sediu în Cluj-Napoca, dar au oameni în mai multe părți ale țării. O trupă de gladiatori din Oradea, în premieră va veni la Alba Iulia. Mai avem o trupă de la Iași, Getodacii Moldovei. Ei se află la a doua ediție și ei foarte bun pe partea de reconstituire. Și nu știu dacă am mai uitat pe cineva. Da, trupa cea mai importantă, vorba de noi, Garda Apulum, cele patru formațiuni, Legiunea 13 a Gemina, Lupii Apulonului, Gladiatorii Ludusei Apulense și frumoasele fete din Magna Nemesis, vor fi, bineînțeles, baza acestui festival. Cele mai multe momente vor fi realizate de noi, ca să spicuim așa puțin din ceea ce pregătim din programul evenimentului. O să facem, cred că vineri seara o să începem cu tradiționalele noastre spectacole de la Poarta a Patra, pentru ca sâmbătă dimineața să dăm drumul la festival propriu-zis, să avem deschiderea oficială. Vineri mai avem și partea științifică. Parte științifică, da, pe care am gândit-o pe termen lung, adică prima zi a festivalului, atunci când încă marea masă de participanți nu e prezentă, dar vinerea facem o parte expozițională, o parte de prezentări științifice legate de patrimoniul roman al orașului Apulum. Pe asta ne axăm și nu pierdem în niciun moment din vedere lucrul acesta, că noi încercăm să punem în evidență pe cât putem, pe cât ne pricepem acest patrimoniu extraordinar care există la Alba Iulia. Sâmbătă începem cu programul propriu-zis, undeva după ora 11, dacă punem și deschiderea, ceremonialul de deschidere, parada trupelor participante. Noi mergem pe ce vedeți acum în imagine, pe reconstituiri, încercăm să folosim puțină butaforie, încercăm să oferim cât mai multă informație. Deci nu avem partea aceasta unui festival cu concerte sau alt gen de evenimente făcute doar ca să atragem publicul. Deci încercăm să atragem publicul doar prin o reconstituire cât mai fidelă, cât mai autentică a istoriei, dar și cu elemente până la urmă de spectacol. Improvizație, spectacol. Spectacol pe zona asta teatrală. Apropo de public, avem și aici o frumoasă paradă care nu o să lipsească nici de data aceasta la festival, sâmbătă seara.
O să facem parada pe strada Mihai Viteazu, după cum vedeți, și o să avem iarăși acțiuni de seară. Impresionează ce frumoasă se vede Alba Iulia de sus. Nu că de la nivelul solului n-ar fi. Da, se vede foarte bine. Alba Iulia și arată bine și ceea ce vedeți acolo, mulțimea care a ținut să vină și să asiste și sâmbătă și duminică, deși duminică o să vedem ce condiții meteo am avut, spun, mare parte dintre cei veniți sunt veniți special pentru acest festival, veniți din altă parte, veniți din afara orașului și din afara județului. Și asta ne bucură. Ne bucură pentru că am reușit să creăm un eveniment, un eveniment care aduce turiști, atrage turiști și un eveniment de calitate. Bucurăm și sau ne simțim onorați și pentru faptul că sunt, noi deschidem practic seria festivalurilor de la Alba Iulia. Sezonul de festivaluri, da. După aceea, sigur, vor mai fi și altele, dar faptul că noi suntem puși primii, iară să folosesc un clișeu, ne onorează și ne obligă. Da, și în același timp, anul acesta, întâi mai cade în ziua de luni, de asta am ales să prelungim într-un fel festivalul și pentru ziua de luni, dar luni vom rămâne numai noi, cei din Alba Iulia, pentru că cei care ați veniți, colegii noștri, sunt de departe și trebuie să ajungă și ei în... Să-și petreacă 1 mai în familie. Să ajungă și să petreacă măcar o parte din ziua de 1 mai în familie. O să rămânem noi luni, dar o să mai povestim și o să anunțăm și în mass media în zilele următoare programul exact. Astăzi v-am spus exact ce trupe vin și sperăm să spunem să avem parte de succesul pe care l-am avut în fiecare an și nu văd de ce nu avem ales, pentru că nu o să ne repetăm ceea ce privește momentele cheia unui festival, bătălia, cel puțin, care atrage cel mai mult din public, bătălia finală, marea bătălie care opune toate trupele de daci cu trupele romane venite. Și trebuie să mai spun că anul acesta o să vedeți mai multe ateliere. Avem ateliere în premieră, ateliere pregătite special, ateliere care tocmai asta încearcă să te introducă, să te introducă în lumea antică, să-ți arate modelul în care, dau un exemplu, se realizau acele tăblițe cerate pe care se scria. În acesta să avem un atelier de confecționare a acelor tăblițe cerate. Și atelierul de monoterie, de exemplu, nu va lipsi, atelier de confecționat zale, atelier de fierărie, o să avem un atelier de pictură iarăși în premieră și dacă stau să număr acum cu ce avem noi în trupă și cu celelalte trupă, cred că o să ne ducem undeva, cred că la 30, cel puțin 30 de ateliere pe acest festival. Și mai avem și niște elemente de noutate, dar le-aș include la categoria surpriză, așa că prefer să nu le divulg. Nici măcar unul? Să zicem că pe lângă prezența umană vor mai fi și alte prezențe importante. Prezența divină, că suntem o să fim situați. Înțelege fiecare ce da, ce vrea. Da, o să avem, da, o să fie putem zice, o să fie o premieră în ceea ce privește evenimentele genul acesta. Sperăm să reușim să finalizăm ceea ce ne-am propus. Lucrul ăsta va atrage iarăși foarte multe discuții, dar va atrage, cred că, iarăși interes maxim pentru ceea ce facem. Bun, dacă tot am vorbit de festivalul care pentru noi marchează începutul sezonului și care pentru noi e cel mai important festival al anului, pentru că este festivalul pe care noi îl creăm, care e festivalul nostru, bineînțeles alături de Festivalul Cetăților Dacice, hai să spunem câteva cuvinte și despre Festivalul Cetăților Dacice. El va fi organizat așa cum s-a obișnuit de la începutul. Spuneai chiar la început emisiunii că este cel mai vechi festival de acest gen din România. Într-adevăr, este cel mai vechi festival de acest gen din România. Anul acesta va avea loc în premieră la Sășciori, pentru că de Sășciori ține cetatea Căpulna. Este, cred că, în momentul ăsta, dintre cetățile din județul Alba, și fac așa o paranteză pentru cei care nu cunosc, Festivalul Cetăților Dacice se organizează
urmează să fie organizat în cele 5 localități care dețin un patrimoniu dacic, cu, pot să zic, cetate dacică, deși câte, deși cam mult, să spun, în anumite localități. Este vorba de Ighiu, Cricău, care își împart cetatea Piatra Craiovii, centrul Apolonului. Este vorba de cetatea de Baltă, acolo avem o cetate de pământ, Cugiru. De Baltă. Nu știu, trebuie să vedem. Cugiru, într-adevăr, anul trecut a fost organizat festivalul la Cugir. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a însemnat și modul în care a fost organizat la Cugir festivalul. A fost și o locație frumoasă și mai ales ceea ce înseamnă cetatea la Cugir. E adevărat, ea nu poate fi văzută. Am încercat anul trecut o reconstituire, un desen al cetății, dar să nu uităm că unele dintre cele mai importante piese și poate una dintre cele mai frumoase povești legată de lumea dacică este legată de Cugir, de mormântul princial de la Cugir, piese care se găsesc în două colecții, în colecția Muzeului Național al Unirii și în colecția de la Cugir, era să spun muzeu, chiar nu știu exact unde, cred că la Casa de Cultură. De Cultură mai parcă sunt păstrate. Bun, și să-ți ceru, și aici am chei și paranteza, mă și întorc, că e vorba de Căpâlna, Căpâlna fiind cea mai bine conservată și cea mai vizibilă dintre cetățile din județul Alba, o cetate care așteaptă să fie pusă în valoare pentru că este extrem de atractivă. Bine, are și o poveste în spate, așa, din zona underground mai neagră, legată de încercările de a fura cam și a căuta comorile din partea aceea. Dar sperăm ca prin ediția aceasta a festivalului de la Secior să atragem atenția asupra potențialului turistic, istorico-turistic, cultural al cetății de la Căpâlna. Și chiar vorbeam înainte de emisiune, gândeam să facem o acțiune și să încercăm să o localizăm exact în zona cetății, deși destul de dificil și traseul înspre cetate nu poate fi făcut decât... E mai greu și pentru public și din experiența edițiilor anterioare, cam în perioada aia de sânziene plouă zdravă. Eu zic să nu covești. Da, cam așa se aduce aminte de anul trecut, 2016, cam ne-a prins ploaia pe unde am fost. Era vorba că ne cheamă și prin Bărăgan, când era să cităm, mai găseau ceva festival. Da, am avut parte de ploaie și de o ploaie destul de serioasă chiar aici la Alba Iulia, în finalul festivalului, în timpul bătăliei. Știu că prezentam cu Tudor evenimentul, bătălia, și aveam și o coloană sonoră. Și la un moment dat a trăsnit așa de puternic încât noi am crezut că așa e melodia. Dar într-adevăr a trăsnit și a fulgerat. Acum, zeii romanilor sunt mai capricioși. În general, panteonul roman este unul al capricilor. Nu poți să știi niciodată la ce te poți aștepta. Revenind la cetatea de la Săscior, de la Căpâlna, aș puncta și faptul că e pe lista patrimoniului UNESCO, un amănunt foarte important, și într-adevăr poate deveni o zonă turistică importantă, mai ales că și zona acolo, valea, e foarte frumoasă, așa că cine are de gând să petreacă un weekend interesant în 23-24 iunie, poate să vină liniștit la Căpâlna. Zicem noi că nu va regreta alegerea asta. Da, este și sânzienele, sunt și sânzienele. Totdeauna Festivalul Cetăților Dacice este organizat în cel mai apropiat weekend de sânziene. Anul ăsta pică chiar atunci, pe 22, 23, 24, în zona aceea. Deci două festivaluri, Festivalul Roman Apulum, Festivalul Cetăților Dacice, aici în județul Alba. Apoi tradiționalele spectacole de fiecare vineri, la orele 19, la poarta a 4-a. Și avem iarăși acțiuni, anul acesta, acțiuni care exterioare, în afara județului și în afara țării. Poate o să spunem și două, trei lucruri de ceea ce ne dorim să ni se împlinească, pentru că acum lucrăm la
o deplasare, eu zic, destul de spectaculoasă, în același timp destul de dificilă, pentru că necesită multă muncă. Cred că e mai bine să spui tu despre ce vorba, ce încercăm să facem în luna, la începutul lui iunie. Da, păi odată să spun și că pe lunile mai, iunie, we are already booked, așa într-o... Latină. Aproximativă. Suntem prinși cu festivalul de la Piatra Neamț. Festivalul Dacic Petrodava. După aici de la Iași, nu? Nu. Primul este Iașul va, în sfârșit, un oraș mare și puternic și potent financiar, cum este Iașul, s-a hotărât să organizeze un astfel de eveniment. Este vorba de festivalul la Iași, el este primul. Da, după aceea vine Piatra Neamțu, mai avem la noi și Noaptea Muzeilor, un moment important pentru noi, că facem lucrul ăsta de vreo 10 ani. 20 mai. Așa, după aceea avem festivalul de la Buzău și imediat după aceea încercăm să participăm în măsura în care finanțele ne permit la un festival foarte mare, unul dintre cele mai mari din Europa, dar nu e doar antic, e pe toate perioadele istorice, care se va desfășura la Moscova. Asta nu înseamnă că ne-au cumpărat rușii, doar că dorim să ajungem și acolo, pentru că festivalul respectiv, după precedentele ediții, a demonstrat că poate produce multă calitate. Și probabil o jumătate din noi, sau nu pot să-mi dau seama încă exact, va ajunge acolo, va ajunge la acel festival. Mai avem o invitație și din Spania ulterior, însă iarăși distanța este lungă, costurile sunt mari, vedem cum ne descurcăm. Posibil ca amândouă să nu le putem duce până la capăt, dar poate ne ajută capricioșii zei romani și daci și vom reuși să facem lucrul acesta. Deci mai, iunie se arată încărcate. Deocamdată, iulie, august, ceva mai libere, iulie în special, în general, luna iulie e mai liberă, e cam lună de concedie, atunci nu prea se organizează evenimente. Am mai avut, de exemplu, o invitație și din Bulgaria, de la festivalul de la Svistov, însă a trebuit să o refuzăm, pentru că exact în același weekend suntem prinși cu festivalul de la Buzău. Deci am vrea să mergem în principiu cam peste tot, dar nu reușim, că de multe ori evenimentele astea se suprapun. August va veni, probabil sfârșit de august, început de septembrie, tradiționalul Duck Fest. Și ce evenimente vor mai apărea pe parcurs, încă nu sunt stabilite, așa că nu putem vorbi prea mult în avans. Astea din mai-iunie sunt deja stabilite. Da, și pentru că ai spus o parte din programul nostru pe anul acesta. Repet, dacă sunteți interesați să faceți parte din acest proiect, contactați-ne pe pagina de Facebook Garda Apulum și vedeți, vă promitem sigur că o să aveți o vară și un început de toamnă extrem de agitat, fierbinte. Temutul Comozon, da, noi comentăm, da, și imaginile. Da, este unul dintre războinice daci temuți, are foarte multe victorii. Acum trebuie să-l convingem că e nevoie mare de el, că s-a îndrăgostit de fotbal, din ce am înțeles, și activează ca portar, nu mai știu pe unde. Da. Trebuie să-l convingem că dacii au mare nevoie să se întoarcă. Da, o să avem nevoie nu numai de el, o să avem nevoie de toți. Și mă uitam la echipamentele pe care le folosim ca premieră. Trebuie să spunem că am refăcut scuturile, au fost pictate de artistul nostru Edeon Dasis, colegul nostru de la muzeu. Mi-mi plac foarte mult cum arată noile scuturi. Sunt, de fapt, nu numai ele. De fapt, stăteam și mă gândeam că multe din ceea ce purtăm și ceea ce folosim noi în spectacole își pot avea locul oricând într-un muzeu, ele pot fi văzute, pot fi atinse. Am făcut acum, de fapt, Edeon Dasis, am văzut că a realizat un templu, un altar al familiei, un larirarium, și mă uitam ieri la el, e o adevărată operă de artă. Este... Are mare mână bună. Da? Probabil o să mai dezvoltăm și partea asta de pictură, că
Mai avem și alți pasionați. Și scuturile dacilor arată, anul acesta se arată mult mai bine. Apropo de această imagine, tipul cu păr lung este un voluntar, este, ce era, polonez, nu mai știu, era venit special adus de unul dintre voluntarii daci, un prieten de-a lui, cred că era polonez, dacă nu mă înșel, care a venit să participe la acest spectacol. Acum este momentul de după terminarea evenimentului. Retragerea. Da, spuneam, de fapt, oriunde te miști în cetate, în Alba Iulia găsești o poveste legată de patrimoniul roman. Spre exemplu, acolo unde ținem noi spectacolele, în zona respectivă, s-a descoperit acum cât... Ceea ce s-a interpretat ca fiind un posibil templu al zeiței Nemesis, zeița patroană, să-i spunem, a trupei frumoaselor noastre dansatoare. Ați observat că totdeauna când spune de dansatoarele noastre, punem și epitetul ăsta în față. Și nu numai templul zeiței Nemesis, au fost și altele, asta a fost și de impact la vremea respectivă și prin descoperirea acelei impresionante statui care de atunci se află expusă la noi în muzeu. Este una din piesele de top, dacă ar fi să facem un top 10, știu eu, al exponatelor din muzeu, și-ar găsi foarte bine locul acolo. De fapt, piesele de patrimoniu roman din colecția muzeului și din expoziția de bază sunt extrem de frumoase, extrem de importante și cred că muzeul din Alba Iulia este detașat, clasat într-un top al muzeilor din România în ceea ce privește această colecție de patrimoniu roman, dar este și normal lucrul ăsta, ne aflăm deasupra unui oraș roman, romașul anticul Apulum, și unul dintre cele mai mari centre urbane din Dacia. Da, și unul dintre cele mai vechi orașe din România. Putem privi lucrurile și așa. Da, cred că doar coloniile grecești, cred că doar Constanța ar putea să fie... Bine, la vremea respectivă au fost și altele, dar alea între timp n-au mai existat. Deci dintre orașele astea cu o existență, au mai greu de spus, mai mult sau mai puțin neîntreruptă, noi suntem pe locul 2, după Constanța. Da, de fapt, după Constanța, sau parcă Mangalia... Sau a fost făcută municipiul înainte, trebuie să verificăm. Da, trebuie să verificăm lucrul ăsta, dar apropo de vechimea orașului și de patrimoniu, încă o dată mă repet, și emisiunea asta, am vorbit de Garda Apulum, am vorbit de componenta asta de reconstituire istorică antică, pentru că este extrem de important pentru un oraș, pentru o zonă care se dorește să aibă o potență turistică, să-și promoveze patrimoniul în diferite moduri. Și ceea ce facem noi, n-am inventat noi lucrul ăsta, noi am văzut lucrurile astea afară, în străinătate. În străinătate, evenimente de genul ăsta, festivaluri de reconstituire antică, au ajuns la un nivel încât ți-e greu să-ți dai seama sau încerci și tu să te gândești că, să speri de fapt că și tu poți să ajungi la nivelul ăsta. Și dau exemplu aici de festivalul de la Nîmes. Este un mare festival din Franța care adună, e adevărat, au și o locație deosebită, un amfiteatru. Da, asta ajută foarte da, mult. Unde se strâng cam 50.000 de oameni, un public, și unde timp de două zile, aproape trei zile, 50.000 de oameni sunt în permanență, sunt peste, cred că 200 de reenactori și ceea ce este foarte important, se plătește și un bilet și prețul nu este foarte ieftin, nu este un preț simbolic, ajunge undeva, cred că la prima etapă firească ar fi să descoperim ar fi bine. Un amfiteatru, cel puțin a existat un amfiteatru la Apulum și care probabil era cam de dimensiunea celuia din Nîmes. Și facem un apel și pe această cale către colegii noștri arheologi, descoperiți odată amfiteatrul ăla. Vă dați seama, stimați telespectatori, dacă am găsit acel amfiteatru, din start am rezolvat mai multe probleme. Am avea un spațiu adecvat, am avea tribună și am avea un loc închis în care am putea pune un bilet. Da. Noi am fost, dacă ții minte, de două ori la Plovdiv, unde amfiteatrul acolo a fost descoperit destul de recent, printr-o întâmplare.
S-a descoperit de asemenea și o parte din stadion, acolo unde se desfășurau cursele de care ale antichității. În centrul orașului. Exact, în mijlocul orașului, pentru că ulterior peste s-au construit locuințe, peste tribunele de odinioară. În fine, în momentul de față este folosit ca loc de spectacol. Nu e mare că e doar podcoava păstrată, că în rest sunt în continuare clădiri, dar acolo se pot aduna, nu știu, până la 300-400 de oameni, cred. Da, dar o parte din lateralul acestui stadion, ai văzut că este incorporat în anumite clădiri din zona, acel complex comercial, avea la bază o secvență din zidul, nu mai știu ce parte, era sudic sau nordic al anfiteatrului. Ar fi interesant și la noi să găsim acest anfiteatru, acum depinde ce s-a construit peste. Dar sunt și alte lucruri în Alba Iulia care au fost descoperite, vorbesc de zona aceasta. Să nu uităm zilele, lunile acestea, ce se întâmplă în clădirea care va găsi Muzeul Iconu sau în clădirea care va găsi sediul Consiliului Județean. Sunt, de fapt, în cetate oriunde sapi, găsești ceva interesant. Găsești lucruri pe care le bănuiești, dar iată că interesant că ele sunt și, o să fie și puse în valoare. Sapi ca arheolog, să nu informații greșite oamenilor, da, ei trebuie să-și facă, acum, să-și primească vizele. Da, spre deosebire de cel care prezintă această tradițională, această emisiune, Constantin Inel, noi nu suntem arheologi, suntem istorici, hai să zicem așa. Da, se vede și după titlul emisiunii, descoperă și datează asta, da, deja bine, și tu cum ai fi spus? Tendința arheologică. Tu cum ai fi spus? Descoperă și miră-te. A, descoperă și miră-te, da. Și interpretează, nu? Da, cam astea sunt mentalitățile între... Dar, bun, hai să revenim și să vedem ce proiecte mai avem pregătite, pentru că, totuși, la anul se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire. Sunt proiecte în derulare. Am înțeles că și tu faci parte acum dintr-un proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, QR, se cheamă proiectul. Da. Despre ce e vorba? Descoperă patrimoniu, așa se numește, descoperă patrimoniul orașului Alba Iulia prin coduri QR. Practic ce se întâmplă prin acest proiect, la fiecare monument sau obiectiv din Alba Iulia îi se va atașa o plăcuță cu un cod QR. Asta înseamnă că omul merge cu telefonul, are o aplicație și se deschide practic o pagină web unde primește mai multe informații, dacă vrea să le parcurgă, despre acel monument. Adică ideea e că poate să viziteze lejer Alba Iulia fără să fie însoțit de un ghid, iar informația este, sper, destul de completă. Eu mă ocup de partea asta de scriere a textelor și încerc prin această oportunitate, cu ocazia asta, să revăd un pic informația, pentru că de multe ori noi avem o sumedenie de ghiduri până la urmă referitoare la orașul Alba Iulia, la istoria sa, la monumentele sale, dar de multe ori informațiile astea se preiau de la un autor la altul și sunt greșite. Deci, pentru mine e o bună ocazie să verific anumite informații existente. De exemplu, astăzi am mers și am măsurat turnurile catedralelor ortodoxă și catolică. Și nu e 61 de metri, nici într-un caz. Și 58? Sunt mai mici cam cu 5 metri. Au. Decât datele pe care le avem, e clasic cu 58 de metri. Acum toți istoricii, toți ghizii locali merg cu cifra asta. 58, am mers până acum. Deci 58 de metri, cam 53-52, nu știu cum mă ținte, cu cruce. Fără cruce are deci 48 de metri. Te referi la clopotnița? Clopotniță, da, al catedrale. Ortodoxă. Așa, și celălalt? Și cealaltă are 57, parcă, 57. Cu tot cu cruce. Deci tot mai înaltă este... Deși tot mai e mai înaltă asta catolică. Bine, interesant este că biserica romano-catolică, catedrala romano-catolică, este și cea mai înaltă clădire din județ. Chiar dacă e și cea mai veche clădire funcțională, deși au trecut atâtea și atâtea sute de ani, a rămas cea mai înaltă. Asta mi-aduce aminte de gluma aceea că
mai înaltă pot să facă orice clădire, dar mai veche decât ea nu cred că pot să facă nimeni o clădire. E interesant că din multe unghiuri din oraș, eu m-am uitat adeseori la bisericile astea și părea mai înaltă cea ortodoxă. Deși era data aceea cu 62 de metri la Biserica Romano-Catolică, însă acolo erau date diferite. În unele ghiduri apăreau, în fine, 62, 63, 60 de metri, 59, adică acolo fiecare a dat ce a vrut, la cea ortodoxă s-a mers pe 58 de metri. Da, am și eu o curiozitate. La poarta a treia ce se scrie? La poarta a treia? Legat de Horea. Legat de Horea, sigur că dovezile istorice, atâta cât le avem, atestă faptul că Horea nu a fost întemnițat în poarta a treia. Citeam, apropo de asta, ci în poarta a patra. La poarta a treia a fost cloșca. Citeam, apropo de povestea cu Horea închis, la o relatare a unui călător străin care a venit aici pe la 1820 la Alba Iulia, în vizită, și ăștia tot încercau, oficialitățile din Alba Iulia, să-i povestească tortura și să-l facă să viziteze celula în care a fost. Din păcate nu spune unde e celula, dar spune că a vizitat-o la insistența gazdelor. Omul nu mai știa cum să plece, nu vrea să audă de torturi și ăștia să tot lăudau cu... Dar bine, povesteau și pe de altă parte și ce au făcut țăranii, dar și tot călătorul fiind de naționalitate? Era englez. Și venise la familie maghiară? Sau? Era în trecere. Făcuse un itinerariu mai lung, avea ceva, nu rețin prea bine, că m-am uitat la persoana lui, ci mai mult la ce spunea el. Făcuse un itinerariu mai lung prin Transilvania și a poposit și la Alba Iulia da. Preț de câteva, două zile, parcă. Apropo de proiectul ăsta, este un proiect extrem de necesar, pentru că numai ce spuneam cu Poarta a treia și Horea, sunt multe alte lucruri care au fost preluate așa de la fiecare la fiecare, fără să fie controlate, și sunt foarte multe falsuri în ceea ce privește istoriile legate de Alba Iulia. Ele sunt acum preluate de ghizii care sunt prin cetate. Da, și se continuă. Adică, la urmă, oamenii preiau din niște ghiduri tipărite în urmă cu ani și merg tot pe aceeași. Eu tot spun mereu că, de exemplu, când facem ghidaj la Poarta a treia, apropo de ea, cu cele patru virtuți, și totdeauna în cărțile de specialitate se începe abundența, nu știu ce, dar abundența nu e o virtute. Acolo, cumpătarea aia e virtutea. Face referire la cele patru statui de pe poarta a treia dinspre fațada interioară. Da. Sunt multe de spus despre Alba Iulia în ceea ce privește, dar hai să ne întoarcem totuși spre zona asta de reconstituire istorică Renacmant. Noi nu facem doar Renacmant de antic. Începuturile noastre, vorbesc a tale și a mele, sunt legate de anumite proiecte care au stat la baza unor și stau la baza unor evenimente de succes ale Muzeului Național al Unirii, spun de Noaptea Muzeilor. Primul proiect de reconstituire istorică a fost Ținutele Istoriei. Tu ai fost cel care a coordonat acest proiect, cel care a dat viață personajelor istorice. Primele, mai ții minte care a fost primul tău personaj istoric? Era un cavaler de curtean, să zicem așa, de secol 17. Nu l-am botezat în prima fază. Da, te-ai inspirat, parcă te inspirase din dinastia Tudorilor. Parcă da, trebuia să fie un fel de costum al lui Henric al VIII-lea, numai că era foarte greu să reconstitui toată opulența acelui costum. Adică eram cumva varianta săracă a lui Henric al VIII-lea. Henric fără bijuterii, așa îmbrăca mai simplu. La prima nevastă. Următoarele patru veneau după aceea. Da, ăsta a fost proiectul care, zic că, ne-a plăcut și ne-a deschis nou gustul pentru tipul. Și, de fapt, am realizat în momentul ăla, văzând feedback-ul din partea publicului, am realizat că cam lucrurile astea ar trebui făcute. Pentru că sunt lucruri care atrag. Și dacă anul trecut am avut la Noaptea Muzeilor, timp de câteva ore, în jur de 8.000-9.000 de vizitatori. Sper că anul ăsta să avem mai mulți. N-a plouat anul trecut, nu? Nu mai contează. Influențează. Nu, în ultimii ani, să știi că n-am mai influențat foarte mult fluxul de vizitatori
în noaptea muzeelor, cei care vin special pentru evenimentul ăsta, pentru că au început să prindă gust și cei din afară. Mă uitam la sondajele sociologice realizate de colegul nostru, Raj Deodiu, am văzut foarte mulți venind din zona pe Valea Jiului, au venit din Petroșamus, din Sibiu, au venit din Brașov, au venit din Cluj, pentru că, iată, e un eveniment care atrage și un eveniment care aduce, noi cred că într-un an de dor scoatem personajele de la naftalină, să zicem. E vorba de noaptea muzeelor și, bineînțeles, 1 decembrie. Și dacă spun de 1 decembrie și de reconstituire, trebuie să ne spui ceva și de ultimul nostru proiect, vorba de Garda Națională. Garda Națională s-a bucurat de un succes așteptat cumva după toate proiectele precedente. Noi am reconstituit o formațiune care vorbește despre momentele acelea hotărătoare din noiembrie, special 1918, formațiunea militară care a apărat orașul Alba Iulia. Urmând ca această echipă, această formațiune de inspirație militară să o folosim pentru promovarea evenimentelor din anul 2018, atunci când sărbătorim centenarul. Cam asta a fost scopul, asta ne propune și în continuare, poate să mai îmbogățim acest reenactment de 1918, mai ales că la anul avem evenimente care se anunță, evenimente numeroase și la Alba Iulia, dar și în țară. Este o trupă până la urmă de primul război mondial, oamenii ăștia veneau de pe front, voluntari, se înrolau în Garda Națională, având acest scop nobil, așa cum îl considerau și ei, de a păzi anumite zone, în cazul nostru Alba Iulia. Garda Națională de la Alba Iulia a fost poate mai importantă decât alte corpuri, alte gărzi naționale din Transilvania, pentru că a păzit până la urmă, a supravegheat lucrările Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918. Și a mai și dat foc la unele lucruri aici în cetate. Da. Acum se întâmplă că... La orice revoluție sau mică revoluție se dă foc. La 1 decembrie, adică chiar 1 decembrie, în noiembrie 1918, după constituirea acestei gărzi naționale, s-a făcut un mic foc. E probabil așa, în rudimentele noastre umane, poate avem tendința asta, ți aminte și la Revoluția din 89, se tot puneau focuri. Probabil credem că focul purifică și atunci și acum încercăm să ne ardem trecutul. Să le spunem telespectatorilor noștri la ce s-a dat foc, s-a ars arhiva regimentului 50. Ceea ce e extrem de rău că s-a ars, pentru că s-au pierdut astfel o sumedenie de informații care... Bine, noi ca popor român... Ne-ar fi făcut mai deștepți astăzi. Să știi că noi ca popor român, la lucrurile astea, că dăm foc și în 89, spuneai tu, în decembrie, suntem departe de ceea ce au făcut francezii. Mi-aduc aminte de ce citeam despre Revoluția franceză. Bine, aia s-a întâmplat la 1789, ceva mai devreme. Ei au distrus toate mormintele regilor Franței, mare regea Franței, nu se mai găsește nimic despre ei. Astea sunt revoluțiile, așa că un mic memoria colectivă funcționează până la urmă la fel, istoria e memorie și funcționează ca memoria umană. Uneori vrei să uiți anumite lucruri, nu știi cum să faci să ți le scoți din cap. Așa și cu ăștia, adică încercau să șteargă trecutul, la fel cum din păcate se întâmplă și astăzi. Am văzut în anii recenți situri arheologice de o bogăție extraordinară distruse de în zona aceea de cu probleme din Siria, muzee distruse, artefacte distruse, cele provenind de la Palmira. Deci din păcate încă se perpetuează astfel de metehne. Bun, ne apropiem așa de sfârșitul emisiunii. Sper că am reușit să ținem loc cu brio celui care moderează și prezintă această emisiune. Hai să facem așa, dacă o scurtă... Dacă nu ne sancționează, suntem subalternii lui. Da, sper că... Permitem să mai glumim că suntem subalterni. Dacă aveam o poziție superioară, nu ne permiteam. Da, într-adevăr. Să facem așa o scurtă trecere în revista. Uite că e aproape ora de când am început emisiunea.
Nu uitați, la Alba Iulia sezonul se deschide cu un mare eveniment, Festivalul Roman Apulum, ajuns la 5-a ediție, 28 aprilie, 1 mai. Un festival despre care am povestit astăzi, v-am dat ceva detalii legate de program și o să avem surprize mari pentru dumneavoastră. Urmăriți în săptămânile ce urmează, în zilele ce urmează programul evenimentului. Și, mă repet, cei care doresc să facă parte din acest proiect de succes, Garda Apulum, Legiunea 13 a Gemina sau trupa de daci, Ludus Apulensis, sunt bineveniți. Sau trupa de dansatoare, sunt bineveniți, sunt binevenite în aceste formațiuni și ne pot contacta pe pagina noastră de Facebook, Garda Apulum, trimițându-ne acolo un mesaj. Eu cred că am spus cam ce am avut de spus despre... De fapt, sunt multe de spus despre proiectele acestea de reconstituire istorică, despre Garda Apulum, despre patrimoniul roman de la Alba Iulia. Câtă vreme creștem sau măcar ne menținem, înseamnă că facem bine ce facem. Da, și câtă vreme suntem ceruți, suntem chemați, suntem solicitați, înseamnă că facem chiar foarte bine ceea ce facem. Oricum, eu vă mulțumesc că a stat alături de noi până la ora aceasta. Vă spun... O seară plăcută să aveți și vă așteptăm la evenimentele noastre viitoare. Bună seara! La revedere!